echipă, în primul rând suntem o echipă de oameni frumoși care au psihologia, apoi suntem prieteni și apoi suntem psihoterapeuți. Principala noastră activitate este psihoterapia, facem asta la cabinet, însă mi-am dorit să fim aproape și de oameni în general, oameni din Muzna Poca, nespecialiști, astfel că am participat la proiectul Common Cultura Poca, nu știu cât știți despre acest lucru. E un proiect de bugetare participativă în care am câștigat acest proiect, am câștigat o finanțare și astfel are loc prima ediție din conexiunea dintre mine și mine și mine și ceilalți. Sperăm să fie și altă ediție. Așa-i, Terica? Ce vă așteptăm cu drag? Astfel că astăzi, la ora 2, Vlad Mureșan o să ne vorbească despre maturizarea sinelui, relația mine cu mine, în context de cuplu. Și mi-a zis să nu zic mai mult, zic o să vedeți voi despre ce vorba. A să fie dau cuvântul. Bine v-am găsit, cum a zis și Diana, sunt Vlad Mureșan, lucrez ca terapeut din 2006 și n-am mai prezentat de mult, așa că s-ar putea să am din nou emoții de începătorului, dar spuneți că o să mă scuzați. Am ales să vă vorbesc despre maturizarea sinelui pentru că în munca mea de terapeut, atât în terapie de cuplu cât și terapia individuală, am observat că, deși noi suntem obișnuiți așa clișei că problema fericirii în cuplu ține de găsirea minunatului partener pereche, super pereche, în realitate pare că satisfacția ține și capacitatea noastră de a ne înțelege și de a ne bucura de experiența cuplului ține de propria maturizare. Și despre asta vreau să vorbesc, mai ales că există posibilitatea ca lucrurile să fie simple. Dar foarte simple. Oare ne suntem curioși de asemenea posibilitate sau nu? Acum, cei care sunt aici, probabil că sunteți un pic curioși, mai ales că am pus-o așa aproape pe șleau. O să intrăm în detalii și o să avem ocazia și să repetăm de ce e vorba. Ce aș vrea să vă sugerez este că pe parcursul prezentării să vă gândiți la anumite probleme specifice pe care le aveți fie în cuplu, fie în viața pe care poate le-ați discutat cu un psiholog sau cu cineva în care aveți încredere, astfel încât să puteți aplica practic ceea ce urmează să vă spun. Da? Și modul în care aș vrea să discutăm este mai interactiv, adică dacă simțiți că aveți întrebări sau obiecții, vă rog să mă întrerupeți, ideea e mai degrabă pentru un dialog. Dacă nu, pot și eu să vorbesc, dar ar fi mult mai util pentru voi dacă vă confruntați situația personală în contextul ăsta în care putem să fim sinceri și să ne ajutăm reciproc. Așa. Ce mai vreau să zic la început? Ok, cam asta era. Și, aș fi curios să văd cam cum suntem aici. Câți dintre voi sunteți studenți la psihologie sau psihologi? Okay. Alții din domeniul uman, litere, sociologie, așa, domeniul real, mate, info, inginerie. Ok, deci suntem cam de toate felurile. Perfect. Ok, eu cred că fiecare tip de conștiință și de mental ne poate ajuta să avem o perspectivă din mai multe unghiuri a acestor probleme. Bun, am o primă întrebare pentru voi. Preferi un adevăr dureros sau o minciună frumoasă? Nu știu, poate că apar niște reacții legate de întrebarea asta. Poate unii dintre voi aveți deja un răspuns instant, alții aveți așa o reținere. No, și exact despre asta e vorba. Adică reacția de reținere, o să vedeți la ce se referă. Cei care au spus da, clar, un adevăr dureros, am discut. O să vi se confirme ceea ce vedeți. Bun. Ce este maturizarea? Dacă folosim cuvântul ăsta în diverse contexte și avem o grămadă de opinii despre ce este. Modul în care eu, perspectiva mea, este definește cuvântul maturizare. Și vreau să vă spun că asta e o perspectivă. Deci, este părerea mea, nu este unica perspectivă, este doar un model care ne permite să abordăm ușor și simplu orice problemă de natură psihologică, fie că e vorba de cuplu sau individual. Modul în care văd maturizarea
În primul rând putem spune că este un proces, nu o destinație. Deci nu ca și cum te maturizezi, ești maturizat, gata, rezolvat, am diploma și am ajuns. Da? Mai degrabă e ceva ce se întâmplă și care nu putem spune că are un punct de final. Te maturizezi cât trăiești, dacă faci alegerile înțelepte. Maturizarea este simplu procesul prin care înveți din greșeli. Da? Deci ăsta e scopul maturizării. Să înveți ceva nou din experiența de a fi viu, din greșelile, o să vorbim și despre ele, pe care le faci. Dacă nu vezi din greșelile, vei repeta, sigur, până când decizi să înveți. Deci învățarea este opțională, nu sunteți obligați să învățați. Putem învăța într-un ritm mai încet, într-un ritm mai rapid, asta este la latitudinea fiecare dintre noi. Să vedem. Așa. Dacă nu vezi din greșeli, le vei repeta până decizi să înveți. Cred că va trebui să folosim asta. Așa. Cei care fac aceleași greșeli în fiecare relație nu au început acest proces de maturizare. Da? Deci, practic, refuzăm să învățăm. Sigur că acest refuz nu este unul asumat și conștient. Da, eu refuz să învăț pentru că vreau să sufăr. Dar cumva, inconștient, există o asemenea decizie. Și acum o vom expune astfel încât să o puteți lua conștient, ca să o puteți asuma. Așa. Ok. Asta nu că vine așa. Deci, maturizarea este asumarea responsabilității. Și o să intrăm în detaliu și o să repetăm exact despre ce e vorba. Deci, este vorba despre un singur pas. Nu sunt multe lucruri de făcut. Este un singur pas, însă trebuie înțeles corect. Și mai ales trebuie să nu fim distrași de capcanele care apar atunci când vrem să ne asumăm responsabilitatea. Maturizarea, adică procesul de învățare din experiență, începe în momentul în care îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce simți și pentru situația în care te-ai adus. Deci asta este responsabilitatea noastră. Asta este treaba noastră. Nu până la urmă ori începe să ne simțim bine, să fim fericiți, orice ar însemna asta. Și dacă asta vrem, noi suntem responsabili să o găsim prin diverse strategii sau moduri prin care credem că se poate. Dacă mai încercăm. Ce este imaturitate, nu? Alternativa sau ceea ce facem atunci când nu ne asumăm responsabilitatea este să ne justificăm, să te scuzi, să dai explicații când nu sunt cerute, nu? Să te victimizezi, să dai vina pe alții, să te plângi, să reproșezi. Să te învinuiești, să te autopedepsești sau să te autoflagelezi. Asta ar fi imaturitate. Pe scurt, e vorba de justificări, scuze, explicații și jocul vine. Cine e de vină? Da? Cine trebuie pedepsit? Cine trebuie să suferă? Astea sunt capcanele. Astea sunt distragerii de la singurul pas necesar care este asumarea responsabilității. Să vorbim un pic despre greșeală. Până în momentul asumării responsabilității, suntem destinați să ne repetăm greșelile fără să învățăm nimic. Ne vom afla din nou și din nou în fața consecințelor aceleiași greșeli până o vom recunoaște și o vom corecta. Procesul de maturizare este, de fapt, procesul eficient de învățare din experiența directă, deci din ceea ce se întâmplă în jurul meu, prin mecanismul încercare-eroare, în care îmi recunosc și corectez rapid greșelile. Deci toți știm că uneori încerci, iese, alteori încerci și nu iese. E o chestie foarte banală. Da? Ceea ce numim greșeală este doar o încercare care ne arată că lucrurile nu funcționează așa. Deci o problemă, ăsta e proces. Și există o singură greșeală. Să crezi ceva neadevărat. Asta este, de fapt, singura greșeală. Că funcționăm pe baza unor așteptări, pe baza unor preconcepții, prejudecăți, pe care fie le preluăm de la părinți, să spunem, de la societate, de la media, nu toată lumea ne spune ce ar trebui să facem, cum ar trebui să se întâmple lucrurile. Și mai ales ca și copii, credem, evident, nu? Crezi persoanele cărora le oferi autoritate, fie că e vorba de profesori sau alți oameni care parcă știu despre ce e vorba. Nu, o să vedem că majoritatea lumii nu știe despre ce este vorba și atunci sfaturile și opiniile lor sunt deseori rupte de realitate, adică ascultând sfaturile celor din exterior, deseori se întâmplă să facem aceleași greșeli.
Să crezi ceva neadevărat este cauza suferinței și a conflictului. Numai despre asta e vorba. Te aștepți să se întâmple ceva și numai nu vezi că nu se întâmplă. Asta e, de fapt, conflictul cu realitatea. Astfel, putem spune că atașamentul de convingeri iluzorii, de lucruri care nu sunt adevărate, dar le crezi că sunt adevărate și acționezi pe baza lor, duce la toate emoțiile negative cu care suntem obișnuiți. Toată suferința și conflictul vine din refuzul nostru, conștient sau inconștient, de a ne schimba convingerile în fața dovezilor din experiența directă, care arată foarte clar că nu sunt adevărate. Dar totuși, noi vrem să fie așa cum credem noi că trebuie să fie. Asta e cumva o împotrivire, o încăpățânare, un atașament, mai ales în măsura în care mi-am definit identitatea. Eu sunt cel care trebuie să fac. Dacă nu pot, e un conflict nu numai cu ce mi-am propus, ci cu ceea ce cred eu că sunt, cu identitatea mea. Da? Dacă eu sunt un psiholog bun, dacă un client este nemulțumit de ceea ce ofer, pot să am un conflict interior dacă eu m-am definit prin povestea asta, că sunt un psiholog bun. Simt exaltare, mândrie, furie, dependență emoțională, frică, dezamăgire, apatie, vinovăție, rușine, când sunt atașat de convingeri false, iluziile mele preferate. Tot ce am descris aici sunt toate emoțiile negative. Ce părere aveți despre astea? Exaltare, mândrie. Poate nu le trecem în mod tradițional la emoții negative sau disfuncționale sau nesănătoase, dar exact asta sunt. De fiecare când ne credem superiori, emoția de exaltare, nu pare să țină, nu? Și din potrivă, uneori se prăbușește în opusul ei, rușine, da? Vinovăție. La fel și cu mândria, opusul mândrie este de fapt rușine. Pare că oscilăm între aceste opuse de-a lungul vieții și nu există un mod prin care să ne asigurăm că doar aceste emoții așa supuse pozitive sunt singurile pe care le experimentăm. Și o să vedeți că numai renunțând la toate aceste emoții, putem să ne liberăm cu adevărat și putem să învățăm din experiență și să nu mai repetăm greșelile. Deci prețul eliberării de vinovăție, rușine, apatie, dezamăgire, dependență și așa mai departe, este exaltarea și mândria. Suntem dispuși să renunțăm la emoțiile astea ca să avem liniște? Vedem. Da? Este opțiunea fiecăruia. De asemenea, noi folosim, hai să spunem așa, cuvintele într-un mod foarte flexibil. De exemplu, deseori, pentru cuvântul iubire, care e un cuvânt foarte des folosit, îl folosim pentru emoțiile de genul exaltare, mândrie și dependență emoțională. Și când asta numim iubire, ne-am băgat într-o confuzie extrem de importantă. Pentru că, sigur, toată media și toată cultura americană și toată povestea asta cu cuvântul iubire deja este atașată de niște iluzii care provoacă suferință. O să mergem un pic mai departe și poate să ne și întoarcem la emoțiile astea dacă aveți ceva întrebări sau neclarități. Practic, să cauți determinat adevărul este sfârșitul suferinței și al conflictului. Dar asta înseamnă determinat, adică să fie o prioritate. Că tot vreau, da, sigur, vreau să fie adevărat, vreau să știu care e adevărul, vreau să știu ce simți pentru mine, vreau să știu cine ești, până la un punct. După care deja mă cam deranjează, nu mai vreau să aud, nu vreau să știu, mă dezamăgești, mă rănești, deci apar toate emoțiile care sunt atașamentul de iluzii. Iluziile mele preferate cu care m-am atașat și cu care m-am identificat sunt hrănite de sinceritatea ta radicală. Te rog, oprește-te, că ajuns. Da? Deci asta ar fi cumva încăpățânarea noastră de a ne perpetua suferința prin faptul că vrem să fie lucrurile într-un anumit fel, nu așa cum există ele în realitate. Dar dacă hotărâm că adevărul este important pentru noi, calea maturizării este cu siguranță pornită. În momentul în care alegi adevărul dureros pentru iluziile tale, în defavoarea minciunilor prin care ți le protejezi, care îți protejează iluziile, ai început să te maturizezi. Deci asta este primul pas, singurul pas necesar pentru a putea învăța din experiență. Și poți să înveți repede și eficient. Nu e necesar să învățăm dureros. Durerea este și suferința psihologică este necesară în momentul în care decid că nu mai este necesară.
În momentul în care mi-asum responsabilitatea, învățarea se poate întâmpla fără suferință. Bun, ce rămâne dacă toate emoțiile le scoatem, inclusiv mândria, că ne-ar place să ne mândrim un pic, să ne fărim, să ne simțim superior, dar dacă rămâne la toți, ce rămâne? E o viață plictisitoare, ești acolo, nu știu, înțelept, iluminat, stai pe vârf de munte, dar nu simți nimic. Adică care e scopul? Care e scopul vieții până la urmă vorbim, dacă nu mai avem drama, dacă nu mai avem emoțiile astea intense, nu? Puteți spuneți cu voce tare, bă. Chiar sunt curios și ce părere aveți, dacă simțiți să vi le spuneți. Păi rămâne liniștea, calmul, pacea, serenitatea, asta e clar. Dacă în absența urcușilor și coborușilor este liniște. Liniștea nu e reală. Și asta este ceea ce este întotdeauna accesibil. Spun, da, da, sigur, sigur, da, liniște bună. Dar, de fapt, aș vrea ceva mai interesant. Nu? Păi, sigur, însă atunci când suferi, eu cred că liniștea este un upgrade. Nu, sigur, că eu fiind psiholog și lucrând cu oameni care suferă, ei sunt destul de pregătiți să lase drama la o parte pentru măcar momente temporare de liniște. Deci trebuie să-ți fie suficient de rău ca să vrei liniște. Și îți va fi. Și nu o problemă de tip. Dar nu numai atât. Da? Deci mai există bucurie, voioșie, umorul, joaca. Astea toate sunt accesibile în condițiile în care îmi asum responsabilitatea. Deci asta nu se pierde. Din potrivă, ele devin tot mai intense. Și cumva mai spontan. Necauzate de vreo realizare prin care să îmi condiționez viața și valoarea. De asemenea, rămâne luciditatea, perseverența, pasiunea și înțelepciunea. Pot să fiu pasionat de ceea ce fac. Pot să mă pierd într-o activitate. Cu siguranță ați avut experiențe de genul ăsta, care și uiți cine ești, ce probleme ai, un moment scurt în care ești preocupat de a cânta la un instrument sau de a învăța ceva nou, sau fiecare cu pasiunile lui. Deci sunt astfel de momente care sunt mult mai des, se întâmplă mult mai des atunci când ne asumăm responsabilitatea. Și potențial iubirea. Dar să nu ne grăbim. Da? Iubirea aici e o poveste lungă și sunt mai multe confuzii decât adevărul spus despre iubire. No, bun. Ce avem de făcut când decidem să ne maturizăm? Și acolo nu prea se vede. Când decidem că am suferit destul. Decizia asta o puteți lua când vreți voi. Deci nu-i... Puteți suferi cât vă doriți, nu există, nu e interzis. Da? Și am fost surprins, mai ales la începutul carierei mele, să observ că oamenii, inclusiv cei care vin la psiholog, nu vor să scape de suferință. Și sunt foarte surprinși și șocați când există soluții la problemele lor, unii dintre ei. Deci cumva, nu, aș vrea să mai discutăm, nu să găsesc soluția. Nu? Deci cumva, vrem să suferim, nu? Într-un anumit fel, semi-conștient, să spunem. Și asta este totally ok, asta este perfect în regulă, nu e nimic greșit, fiecare își trăiește viața cum simte și cum dorește. Dar dacă nu mai vrem să suferim, iată ce avem de făcut. Da? Maturizarea sinelui începe cu asumarea responsabilității pentru ceea ce simt în prezent. Nu mai prezent simt lucruri, nu pot să simt lucruri ieri sau mâine. Și pentru situația în care m-am adus. Da? E vorba de o situație în care mă aflu. Da, un context familial, relațional, la job și așa mai departe. Aici mă refer și la lucruri foarte concrete. Faptul că particip la o discuție e o situație în care eu m-am adus și în care pot să ies în orice moment. Tot timpul mă cert cu soția sau cu prietenii. Da, eu mă cert. Și acolo nu sunt legat de calorifer, nu mă obligă nimeni. E o situație în care eu m-am adus. Și e important să-mi asum responsabilitatea pentru decizia de a participa la discuția respectivă. Eu vreau să particip, deci particip. Câtă vreme vreau. Așa, dacă continui să joc rolul de victimă, îmi perpetuez suferința și incapacitatea de a mă ajuta, pentru că nu alții trebuie să se schimbe, nu sunt victime, și alții pot să facă schimbare. Și asta e problema, pentru că deși rolul de victimă mă scapă de responsabilitate și de vină, să vorbim și de vină, îmi ia complet puterea. În momentul în care ceilalți sunt de vină, ceilalți sunt responsabili, eu nu mai pot să fac nimic. Sunt la mila alegerilor și comportamentul celorlalți. Dar pe o situație foarte mare vulnerabilitate, pentru că nu pot să fac ceva ca să-mi schimb situația. Și aici sunt situațiile cele mai abuzive, în care chiar devenim victime, pentru că nu mai credem că avem capacitatea să ne ajutăm. Deci lucrurile pot să meargă chiar foarte, foarte rău.
până nu mi-asum această responsabilitate, nu voi învăța din experiență și voi repeta aceleași greșeli în fiecare relație. Bun, hai să vorbim concret. Ce trebuie să fac dacă vreau să mi-asum responsabilitatea? Și asta e o treabă foarte simplă. Este treaba mea să-mi găsesc liniștea și locul care mi se potrivește. Da? Simplu, banal, dar vă garantez că o să uitați. S-ar putea să uitați și acum, în câteva minute. Ce e responsabilitatea? Deja a treia oară când vă spun lucrul ăsta și vă garantez că o să uitați din nou. Există o rezistență interioară la aceste simple adevăruri. Dacă sufăr, adică dacă n-am liniște, e treaba mea să am liniște. Sau dacă sunt într-o situație care nu-mi place, adică nu sunt în locul care mi se potrivește, eu am greșit. Nu? Dacă e treaba mea, nu am făcut treaba mea. E foarte simplu. Aici însă este o capcană foarte, foarte mare. Modul în care îmi recunosc greșeala este simplu, fără justificări și fără a căuta un vinovat. Am greșit. Ce aș mai repede să spui? Am greșit. Și aici vă recomand un exercițiu pe care v-aș recomanda chiar să-l faceți. Când vorbiți cu un client, cu șeful, cu prietena, prietenul, soția, soțul, vă recomand să faceți o greșeală intenționată. Zic că știi, trebuie să mergem la magazin să luăm două sticle de apă. A, nu, am greșit. Trei. Atât, e un scurt exercițiu. Să greșesc intenționat. Să recunosc imediat cu banalitate am greșit. Și să corectez, să continui discuția. Pare ceva foarte mic, dar în realitate exersat mușchiul de a recunoaște simplu și banal greșelile. Și așa, am greșit. Corectat. Gata. Simplu. Nu, nu, dar stai că de fapt nu e vorba, nu am greșit, dar mi-am notat și după aia s-a pierdut și eu sunat telefonul și... Nu contează. Am greșit. Asta e corectarea. Poate să fie ceva foarte banal, poate ușor de recunoscut și faptul că o faceți intenționat o să... nu o să facă să apară și sentimentele de vinovăție care de le avem asociate cu greșeala. Deci asta vă recomand. A? Să greșiți intenționat, să corectați imediat, recunoscând că ați greșit. Și pasul următor este să extindeți această lejeritate în a recunoaște greșeala și pentru cele neintenționate. Și asta ar fi deja mai avansat. Și acolo vrem să ajungem. Să poți să te privesc că nu, spun, am greșit. Ce așa mai rămâne? De ce trebuie să urmeze ceva după asta? De ce nu poate să fie o chestie banală? Că este o chestie banală. Greșeala este întotdeauna aceeași. Am ales să cred ceva neadevărat. Toate conflictele voastre, toate suferințele, pentru că vă agățați de povestea aia, care nu vreți să renunțați. E ok, e voi. Nu e nicio problemă, e numai o greșeală. Nu trebuie explicată, nu trebuie justificată, nu trebuie dat vină. E o banală greșeală. De aia suntem aici, să învățăm. Decid să caut adevărul fără să mai fiu distras de diversiuni prin care evit responsabilitatea. Cine e de bină, cine trebuie pedepsit, cine trebuie să supere, răzbunări, da, pe generații, nu? Vendete. Nu? Ce mi-a făcut străbunicul meu la străbunicul tău, nici nu mai ține minte, ideea e că trebuie să mă răzbun eu pe tine și pe mine. În loc să pedepsez vinovatul, corectez convingerea greșită prin recunoașterea adevărului. Nu e nimeni vinovat. Eu m-am înșelat. Da, uite, s-a întâmplat o chestie, partenerul m-a mințit sau cineva m-a furat. Da, am fost atent. Am crezut că chestia asta e pe bune, am crezut ce mi-ai zis și nu, se pare că nu a fost adevărat. Nimeni de vină. Eu am greșit când am crezut. Și aia poate fi corectat imediat. Dacă doresc să corectez. Dar nu doresc să corectez, vreau să mă agăț de povestea mea. Iertarea presupușilor vinovați îmi permite să mă focusez pe corectarea a ceea ce am crezut greșit. Să accept cum este realitatea din prezent, pe care o văd, pe care o simt, în loc să intru în conflict pentru cum ar trebui să fie. Deci, asta e tot. Nu este nimic mai mult. Deci putem să ne oprim și aici. Problema este să țineți minte aspectul de la punctul 2. Îmi recunosc simplu greșeala.
toate preocupările cu de ce am greșit, cum să fac să nu mai greșesc, cine e de vină, cine trebuie pedepsit, sunt diversiuni și distrageri. Pierdere de vreme. Toate conflictele în cuplu despre cine e de vină pentru suferință. Toate. Toate sunt degeaba. Nu se rezolvă nimic. Sunt oameni care se ceartă pe aceleași subiecte de 10 de ani de zile. Îi văd în terapie. Aceleași povești. Nu o să se rezolvă. Deci nu există nicio șansă. Puteți să vă dați bătuți cu mine, că să cheltuiți banii pe psihologi și pe alte strategii când e clar că nu se poate. Doar recunoașterea greșelii. Am crezut că tu ești acela care mă va face fericit. Nu e. Nu e treaba lui. Nu e stare să facă pe el fericit. Cum ar putea să facă pe tine fericit? Nu se poate. Dar dacă aș încercare, dacă aș face... Măi, nu se poate. Mă rog, o să mai încerci. You do you. Deci fiecare e diversă și testeze ipotezele și convingerile pe baza cărora acționează. Dar ideea e că în momentul în care vezi că nu merge, poate că convingerea de la bază e greșită. Poate că nu există suflet pereche. Poate. Poate este. Mai încearcă dacă vrei să testezi această ipoteză. Nu este o abordare științifică până la urmă. Dar dacă din nou și de nou vezi că nu este, poate că nu este. Poate că e doar un om obișnuit. Poate că vede și el sau ea de treabă. Și poate că avem niște lucruri în comun. Poate nu. Poate, adică cu siguranță majoritatea dintre voi știți să dați pe bicicletă. Țineți minte cum a fost când ați învățat. Am învățat să dai pe bicicletă, e o problemă de echilibru. Cum înveți să menții echilibru? E echilibru o problemă de control, nu? De forțare, nu? Să mă lupt cu dezechilibru. Nu? E vorba de o decizie, nu? Să fac ceva, să urmez niște pași. Nu? Dacă mă dezechilibrez și cad. Nu? E cineva de vină, trebuie cineva pedepsit, trebuie să dau explicații. Nu. Să înveți că te dai bicicletă este simplu. Tu urci și mergi drept în față. Sigur că o să te dezechilibrezi, o să cazi, sigur, tu urci la loc și mergi drept în față. Asta e tot. Nu există tehnici, nu există... You keep doing it. Da? Și dacă cumva cazi, te ridici și urci înapoi. A te pedepsi pentru că ai căzut este ceva ce te încurcă, nu ceva care să te ajute. Moment să verific dacă am zis tot ce vreau să zic. Așa. Deci tot ce ai nevoie ca să poți să înveți să te dai bicicletă este răbdare, atenție, nu? Și perseverență. Nu implică foarte mult mental. Implică să continui să o faci cu relaxare. Dacă pui presiune pe tine, că te pedepsești, o să te dai bătut și nu o să poți să înveți. Dar exact la fel este și cu asumarea responsabilității. Da? Dezechilibru în cazul ăsta este să intru în discuții despre cauze, justificări, explicații sau în discuții despre vină. Ăsta sunt dezechilibrările. Nicio problemă. Mi se întâmplă și vi se va mai întâmpla. O să intrați în discuții despre cine e de bine. Urcați la loc pe bicicletă. Înapoi la a îmi recunoaște că liniștea mea e treaba mea. E foarte simplu. Liniștea lui sau ei e treaba lor. Nu pot să fiu responsabil de liniștea celuilalt. Nu sunt responsabil 100% de a mea. Dacă sufăr, eu am greșit. E important să îmi păstrez o minte deschisă. Dar nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Acest nu știu este foarte valoros. De aici vin răspunsurile relaxate. Și sunt cumva când cineva te distrage, spune, oameni, dar de ce ai greșit? Cum s-a întâmplat că ai greșit? Vreau să înțeleg. Răspunsul care încheie discuția și te urcă înapoi pe bicicletă, este nu știu. O să fie complet o adevăr. Nu știu, nu este un răspuns acceptabil. Poate, dar numai pe salam. Vrei să te mint? Vrei să inventezi ceva? Dacă nu știi, nu știi, totul e fain. Și dacă nu e ok? Numai asta am de oferit. O să ofer ceea ce n-am. De asemenea, iertarea te
urcă înapoi pe bicicletă când cazi în partea cealaltă, da? Când te dezechilibrezi invers. Și cauți iară, a, spune, bă, trebuie să facem, cine e de vină asta? Nu, nu, nu nimeni de vină. Amândoi ne-am înșelat. Într-un conflict, fiecare dă vina pe celălalt, pentru ceea ce în esență este, băi, am crezut că o să faci o chestie, nu am mai făcut-o. Chiar dacă o promis, știi? Te-am crezut că ne-ai promis. Nu, se pare că promisiunea nu valora foarte mult în momentul în care ținut de ea. Este foarte banal și evident un adevăr. Dar nu vrem, pentru că noi vrem povestea aia să rămână valabilă în mintea noastră, să pot să spun că eu sunt totul pentru tine. Noi ne întâlnim, suntem foarte în extaz, că ne cunoaștem și ne simțim bine împreună și începem cu promisiune. Oh, this is it, hai să obțin controlul ca să mă asigur că fericirea asta continuă în perpetuitate. Promit, garantez, împreună, forever, nu știu ce. Da. Și, nu, sigur, intensitatea scade. Am cunoscut ce vreau să cunosc, sunt momente de relaxare sau de alte activități, alte interese. Și acum, povestea cu care am declarat-o foarte stufos la început, nu? Că ăsta este it, this is it, aici era fericirea, am găsit-o. Nu mai e adevărat. Nu era adevărat nici când am crezut-o, numai că părea foarte plauzibil. Și când zice partenerul, nu vreau să ne vedem. Cum nu vrei să ne vedem? Suntem suflete pereche, iubire, nu știu ce, totul pentru unul pentru celălalt. No, și aici e momentul dificil. Ce faci în momentul în care povestea fericirii în cuplu perpetuă este contestată? Că adevărul este, bă, nu am chef. E banalitate înfiorătoare, bă, nu am chef să ne vedem. Vreau să fac altceva, vreau să stau singur, nu văd pace. Este adevărul. Nu poți să spui adevărul. Pentru că povestea este că eu te iubesc și că întotdeauna vreau să petrec timp cu tine. Este o minciună sfântată. Nu întotdeauna vreau să petrec. Nu vreau să petrec totdeauna nici măcar cu mine însumi. Nu m-aș putea să... Deci este fals. Dar ăsta e rolul. Și dacă nu joci rolul, mă rănești. Ce este rănit? Este rănit corpul. Nu mă înțeapă nimeni, nu mă taie nimeni. Ce este rănit? Este rănită mintea. Mai exact, convingerile din minte, ceea ce cred despre noi, ceea ce cred despre povestea noastră. Povestea noastră este ceea ce cred eu, poveste. Și când n-ai chef de mine, povestea acum că tu tot timpul ai chef de mine, este contestată de realitatea banală a faptului că nu ai. Dar nu se spune așa, nu poți să spui așa. Și toată lumea știe, nu se poate spune. Trebuie să găsim scuze și justificări. Aș vrea să ne vedem, dar nu pot, te supăra, am de lucru. Da? Și așa mult îmi doresc, dar nu se poate, universul e împotriva noastră. Deci, sigur că scuzele devin din ce în ce mai penibile, pentru că adevărul devine din ce în ce mai evident. Dar nu poate fi recunoscut, pentru că atacă mitologia relației. Și noi ținem la mitologie mai mult decât ținem la partener. Pentru că în situația în care mitologia s-a prăbușit, pentru că partenerul m-a înșelat sau m-a mințit sau știu și eu ce altă gravă greșeală a făcut, ce aleg? Aleg povestea. O nouă persoană. Ce repede? Greșeală. De ce mă agăți? Poveste. Nici o problemă, you do you. Dar dacă ajungi din nou și din nou în același punct. Povestea e problema, nu persoană. Poate ceea ce mă aștept eu există. Poate. Mai încearcă. Dacă din nou și din nou, experiența ne-ar spune că poate nu persoana este greșită, poate nu contează așa mult persoana, preconcepția, prejudecata, așteptările mele sunt greșite. Nu se poate. Nu este. Nu-i de unde. Nu-i cu ce. Nu bine, dar de unde știu ce este adevărul? Adevărul, adevărul e relativ. E adevărul meu, adevărul tău. Adevărul este o chestie pe care o putem relativiza. Nu este. Este o realitate. Nu? Masa asta este aici, toată lumea o vede. Este realitatea care se verifică. Oare este aici masa? Nu este aici masa. Este aici. Poți să verific. Oare mă iubești? Oare mă iubești? Păi nu știu, verifică. Poți să vezi. Bine, ce înțelegi și prin povestea asta cu iubirea. Dar dacă chiar vrei să știi, poți să știi. Eu ce sugerez este că noi nu vrem să știi. Noi vrem doar să ne confirmăm poveștile. Spune-mi ce vreau să aud ca să pot bifa cu superficialitate că convingerea mea preferată este adevărată. Și sigur, asta e numai o problemă de timp până când voi fi confruntat într-un mod dureros cu adevăr. Să crezi că frânele îți merg la mașină sau la bicicletă și să nu-ți meargă. E o greșeală foarte periculoasă. Să crezi că omul cu care îți împarți viața, sănătatea, finanțele și timpul personal, un om de încredere și să nu fie, e o greșeală foarte. Și cu cât te încăpățânezi să ai
să cred chestia asta în condițiile în care vezi din nou și din nou că nu e adevărat, o să te coste tot mai mult. Dar tu decizi când vrei să înveți. Nici o problemă, suferința ne va învăța. No, bun. Deci adevărul este unul singur, deși interpretările asupra adevărului pot fi multiple. Putem să spunem, da, e bine că un om îți spune adevărul, nu e bine că te rănește. Da? Toate astea sunt opinii. Dar realitatea există deja și ea poate fi verificată dacă vrem să o cunoaștem. De unde știu că am atins acest adevăr? De unde știu că ăsta este adevărul? Păi liniștea. Liniștea interioară este consecința. Este testul adevărului. Dacă nu ești liniștit, nu este adevărul. Dacă ești exaltat, nu este adevărul. Dacă ești mândru, nu este adevărul. Și toate celelalte emoții negative, care oricum nu prea ne plac. Dar inclusiv astea care ne plac, negative, da? Mândria și exaltarea, nu ești în adevăr. Că de aia nu ține. De aia trece. De aia se prăbușește în dezamăgire. Interesant în românește cuvântul dezamăgire. Dezamăgire. Mai dezamăgit. Aveam o amăgire și acum au picat. Ce trist. Nu? Spune că e un lucru bun care s-a întâmplat. Nu? Ai renunțat la o iluzie. Eu îți recomand să te dezamăgești. Până la capăt. De tot. De toată lumea să dezamăgești. Până când nu mai au nicio amăgire în ceea ce te privește. Până când te cunosc și te văd exact așa cum ești. Nu? Nu asta ar fi modul în care ne putem conecta. Prin intermediul adevărului. Și știi adevărul despre mine, eu știu despre tine și asta lui. Ah, make sense. Acum când îmi spui, da, n-ai avut chestia de... Da, ce n-au chestia de lipsă. Ah, ce banal. Ce să ne mai certăm despre asta? Deci liniștea este consecința conectării la adevăr. Că de-aia spuneam la început, că liniștea e treaba. De-aia, atunci când caut adevărul, poți fi liniște. Liniștea și adevărul sunt una. Responsabilitatea te ajută să te maturizezi, să înveți din experiență, pentru că face legătura dintre adevăr și ceea ce simți. Este recunoașterea și utilizarea mecanismului de feedback al vieții. Mecanismul e built-in. Numai noi nu-l utilizăm, pentru că nu ne asumăm responsabilitatea. Emoțiile negative nu sunt boli, sunt feedback. Te înșeli. Nu e nicio problemă. Nu e nimeni de vină. Nu ai nevoie de scuze și de explicații. Corectează. Caută adevărul. Indiferent ce punct ești, că ești la început și nu ai avut nicio relație până acum și ai cele mai multe prejudecăți și preconcepții luate din filme și din cărți, nu e nicio problemă. Asumă-ți responsabilitatea. Acolo unde ești o să înveți. Dacă cauți adevărul. Și dacă ai experiențe de 20 de ani și ai ajuns la poate un cinism și o încăpățânare și o apatie, și acolo poți să înveți. Când există o apatie, încă n-ai renunțat la iluzii. Numai că iluzii sunt foarte complet făcute praf. Dar încă mai există o rezistență aia apatie. Nu există iubire. Asta e apatie. Da? Dar aș vrea să existe. Deci, cinicul este un optimist ratat. De fapt, este un idealist ratat, nu este un optimist. Are niște idealizări la care nu vrea să renunțe. Și pentru că nu vrea să renunțe, este complet și etern dezamăgit de viață. Asta e exact așa cum trebuie să fie. Asta e adevărul. Dar noi ne încăpățânăm și suntem apatici. Și de aia, un pic înapoi, aici. Da? Există o linie foarte importantă care, pentru cei care ați făcut terapie, fie ca clienți, fie ca terapeuți, între apatie și dezamăgire. Deci emoțiile astea sunt cele mai toxice, sunt cele mai asociate cu depresia, cu riscul de suicidal și așa mai departe. Dezamăgirea implică un pas foarte important în față. Când omul ajunge de la apatie la dezamăgire sau la doliu, o da drumul. O da drumul convingerii. Uneori i-a dat drumul conștient, o recunoscută e falsă, sau a fost forțat de împrejurări, nu? Când îți moare cineva apropiat. Inițial, există o stare de șoc. Mă rog, sunt mai multe etape acolo. Dar momentul în care lucrurile încep să fie mai bine, în care se îmbunătățesc, este când ești în doliu, când începi să plângi, când începi să fii dezamăgit, când ești trist. Asta înseamnă că lași iluzia să se prăbușească. Lași să se curețe mintea
de ceea ce este neadevărat. Și procesul este dureros. Cu cât suntem mai atașați de poveștile noastre preferate despre sine, despre ceilalți, despre viață, cu atât mai dureros. Nu are cum să nu fie. Acel atașament creează durere. În momentul în care îi dau drumul, totul merge spre vindecare. Sigur. Avea așteptări. Avea o intuiție sau o diferență? Păi aici factorul care face distinția între suferință și pur și simplu, să spunem, speranță. Da. Îi atașament. Sigur că eu mă aștept, dacă mă duc la magazin și plătesc, mă aștept să-mi dea produsul. Deci fire să te aștepți. Însă întrebarea este ce se întâmplă când nu ți se îndeplinește așteptările. Și procesul ăsta de atașament de așteptări e problema. Nu așteptările în sine, pentru că toți suntem bombardați continuu cu povești despre cum ar trebui să fie, cum ar trebui să fii tu, cum ar trebui să fie relația, cum ar trebui să fie ce. Deci nu poți să nu ai așteptări în lumea asta. Poate dacă ești undeva pe un vârf pe deal și nu vorbești cu nimeni. Deci vor apărea așteptări. Tocmai confruntarea lor cu realitatea și preocuparea pentru adevăr te face să renunți la cele care sunt false. Nu poți să ai așteptări. Da, tipul ăsta pare ok, hai să vedem cât de bine ce avem în comun, ce poate să se întâmple între noi. Și, de fapt, nu. Ok, am greșit. Nu e nimeni de vină pe clipul ăsta. Nu e necesar explicat. Am greșit, se pare că nu era ce m-am așteptat. Deci asta este fluidizarea așteptărilor. Am așa o ipoteză, știi? O estimare. Pare că, dar vedem. Nu este, asta trebuie să se întâmple. Păi el... Așa, de exemplu, iluziile mele preferate, prima ele, sunt cele care duc la dependența emoțională. Da? Adică, depind de tine să îmi confirmi iluziile mele preferate. Da? Și ăsta e rolul pe care ți l-am desemnat. Și pentru că tu ești responsabil cu acest rol, sunt dependent de tine, dar nu prea mă interesează de tine, cât mă interesează de iluziile pe care mi le protejez. Tu ești ceea ce folosesc ca să-mi confirm așteptările. Eu, dependent. Și nu contează cine e persoana. Dacă nu ești tu, să fie altcineva. Sunt cei care renunță foarte repede la o relație, în măsura în care așteptările lor nu pot să îndeplinite. Next. Da, nu contează. Ideea e că am o poveste și tu trebuie să joci rolul ăla. E ca și cum ți-aș pune în mână și apostului. Iată ce mă aștept la un partener, mă aștept următoarele lucruri. Ai înțeles? Vai, mă mintit! Că tot mi-am spus cum trebuie să mă mintă dacă vrea ceva de la mine. Iată ce rol trebuie să joci. Dar nu juca niciun rol, fii sincer. Adică minte-mă convingător, fără să-mi dau seama că o mint și uite cum trebuie să o faci. Vreau să mă stii puști în picior. Dar și asta este o lecție pe care trebuie să o înveți. Inclusiv asta are un sens. Nu e nicio problemă, nu e nimeni de vină. Nimeni nu te de pedepsit. Așa înveți. Nu? Dependența emoțională vine și cu frica. Nu vreau să rămân singur. Deci, practic, folosesc partenerul ca să nu stau eu cu mine și cu stările și gândurile mele. Pare că vreau să fiu cu tine ca să nu fiu singur, este vai ce compliment drăguț. Nu este. Bun. Nu ai de căutat fericirea. Noi credem că fericirea este ceva, fericirea este condiționată. Adică dacă fac niște lucruri, o să fiu fericit. Ai pus pe buton, pică fericirea. Sunt niște standarde sociale, nu? Pentru unii, casă, copil, credit, vacanță exotică, like-uri pe Facebook, pentru alții, bani, carieră, recunoaștere socială, mașini, știu și eu ce alte chestii. Pentru alții, educație, diplome, succes, intelectual sau știu și eu ce alt domeniu. Și cumva ca și o consecință acestor foarte dificile eforturi în care am trudit și m-am chinuit, vine fericire. Nu? Și de aia cumva la ceea ce se întâmplă la criza vârstei mijlocii este că nu am îndeplinit dacă am avut noroc și resurse, standardele sociale care credeam că trebuie să le îndeplinim și unde e fericirea? De ce nu vine? Cam tot ce trebuie, nu? Și toată lumea spunea că da, uite ce frumos o fie când o să te căsătorești, când o să ai un copil, că o satisfacție pe aici. Unde e? Și toată lumea zice, nu știu,
Păi cum nu știți că mi-ați spus să fac chestiile astea, că asta ce că duce la tot felul de extaz, fericire, nu știu ce. Toți suntem așa, ce să facem, asta este. What? Nu? Deci ceea ce ți s-a spus devine evident că e o poveste. Și noi ce facem? Dăm același sfaturi propriilor copii. Păi și tu ca mine, o să fie bine. Dar nu-i bine. Ca să înțelegeți de unde vin toate aceste preconcepții și așteptări. În toate poviștele pe care le dăm mai departe și care ne-au fost date mai departe, deși știm clar că nu sunt adevărate. Sunt iluziile noastre preferate, nu ca și Moș Crăciun. Știți ce este o conspirație globală? Moș Crăciun. Este definiția în care toți suntem complici. Îți pare fain. Ne jucăm de Moș Crăciun și mințim copiii. Și nu mă închipeți cum e să fii copil, să zicem un copil ucid, care l-a luat în trezor și zice, bă, se pare că nu e să Moș Crăciun. Toată lumea minte, toată lumea se preface și la știri. Nu? Și pe Google Maps, vezi unde e Moș Crăciun. Adică nu știu ce. Și ne trezim, nu știu, la o altă vârstă și spunem, bă, nu este adevărat, ok. Copiii, sigur, zic, eu vreau să nu mai joc de Moș Crăciun, nu vreau. Sigur, nicio problemă. Asta e diferența. Copilul știe că se joacă. De-aia nu este traumat. E o joacă, ne prostim, ne jucăm. Dar asta nu este singura iluzie, asta nu este singura conspirație globală. Următoarea este sufletul pereche. Sau durează mai mult. La unii durează o viață. Tu poți să rămâi cu convingerea asta și când mor. Și nu e nicio problemă. Nu e așa evident să nu este sufletul pereche. Poți să te amăgești, dar chiar depui efort, există care te susțină în direcția asta. Așa. În condiții de liniște interioară, voia bună, bucuria fără motiv, nu va întârzia mult. De fapt, fericirea sau bucuria, bucuria de a fi viu, nu poate fi condiționată, pentru că e deja viu. Ai înfăptuit ceea ce era necesar ca să ai motivul de bucurie și de voie bună. Însă, ești preocupat cu alte lucruri și tu nu vezi că ai ajuns. Știi aici? It's over. Dacă ai sta un pic liniștit, dacă ai sta cu liniștea și nu ai ceda presiunii de plictisenii, ai putea să vezi că totul este ok. Mai mult decât ok. Suntem în cea mai prosperă perioadă a istoriei. Noi nu ne putem bucura că avem mâncare la un buton. Avem probleme grave. Cam asta e în mare. Numai despre asta e foarte simplu. Soluția este simplă, problema este simplă. Distragerea de la soluție, diversiunile, sunt infinit de complicate. Pentru că scopul lor este să ne distragă de la soluție, de la renunțarea la iluzii și de la acceptarea adevărului. De-aia trebuie să fie complicate și să facem. De-aia trebuie să vorbim 100 de ședințe. Pentru că vrem să permetăm problema, nu să o rezolvăm. Am fost foarte surprins, mai ales când eram mai tânăr, că atunci când ofeream soluția, clientul efectiv nu auzea unii. Am ști că nu știu ce să facă în situația. Aude, fă chestia asta, ce se întâmplă, o să se rezolve. Da, nu știu ce să fac. Atunci ți-a spus. Să mă mai gândesc să văd ce să fac. Dar, sigur, pe măsură ce am acumulat experiență, mi-a dat să fac că nu, dar nu despre asta e vorba. Nu vroiam să rezolvăm probleme. Și acolo o suflecat, nu, hai să punem pe treabă. Nu știu, hai să vedem, nu vreau neapărat o sfat, vreau așa să mă asculte cineva, să mă plâng. Practic, da. Acolo e o poveste destul de lungă cu victimizarea, pentru că orice preocupare cu a da vina. Deci limba română e foarte bună pentru că ne spune exact despre ce vorba. Când dau vina pe cineva, vina era la mine. Nu pot să dau ceea ce nu am. Învinuirea, reproșurile, victimizarea, e un mecanism de apărare la emoția de vină pe care o simt în interior. Să discutăm un pic și despre asta. Bun, care-s capcanele, da? Spuneam că echilibru e simplu și să mergi pe bicicletă trebuie numai să perseverezi, să nu merge drept și o să înțelege, să-ți pice fisa, o să dai seama, dar mă dau cu bicicletă. Ce ciudat, n-am făcut nimic, da? Și pe atâta zi, oare mai știu, dar mă rog, iară știu. Deci e simplu și natural, este natura noastră, de fapt, echilibru. La fel și în echilibru interior. Cumva, asterixul e de acolo pentru că e o capcană să vorbesc despre capcană. Intrăm în poveștile alea interminabile care nu rezolvă problema. Mai vreau să intrăm un pic conștient, dar cu scopul de a ieși eficient din ele. Adică atunci când vă mai confruntați cu aceste povești, să știți să le încheiați rapid. Ăsta este scopul, să cunoașteți capcane. Dar e important să nu vă preocupați cu studiul capcanelor. Deci e o știință interminabilă.
să cauți motivele vinei. Și dar de ce ne simți? Cine este de vină? Cine este de vină pentru nedreptate? Cine este de vină? Deci putem să discutăm și ne se întâmplă. Eu capcană. Tot ce trebuie să facem e să fim corecți. Să corectăm nedreptatea, nu să discutăm despre de ce e acolo. Hai să intrăm un pic în discuția asta. Cine e de vină? Da? O să fiu foarte scurt. Și dacă vreți detalii, v-aș ruga să mă opriți, pentru că într-o frază o să spun foarte multe. Vina cere pedeapsă, dar pedeapsa nu este corectarea greșelii. Niciodată suferința și pedeapsa nu au rezolvat ceva. Și vreau să vă dau un exemplu din educația copiilor, pentru că lucrurile astea se inoculează foarte repede. Noi ne simțim vinovați înainte să putem să vorbim. Avem sentimentul vinovăției atât de familiar, încât nici nu știm ce e aia. Nu avem un cuvânt. Sau n-am legat cuvântul vinovăție de experiența vinovăției, pentru că trăim în vinovăție toată viața. E ca peștele în apă. Dacă spui la pește apă, pește zice ce e apă, nu știu ce e apă. Toată chestia asta care trăiești, ce chestie? Să iasă din apă ca să zică, holy moly, ce e chestia asta? Da? De să trăiești o clipă fără vinovăție este mind-blowing. Dar ceea ce este mind-blowing pentru noi este banal, este natura noastră. Să spunem că bucuria fără motiv este doar lipsa vinovăției, nu-i nimeni de vină. Oh, ce bine se simte. Oh. Ce extraordinar, nu-i nimic extraordinar. Ceea ce ești, de fapt. Numai că ai învățat povestea vinei. Cum ai învățat? Hai să luăm o situație simplificată. Da, un copil mic vrea să pună mâna pe o oală fierbinte. Da? Și părinte ce? Nu pune mâna, că te arzi. Da? Și copilul, bineînțeles, că vrea să explore. Și pune mâna și se arde. No. Abordarea tradițională în educație. Eu o numesc educația pentru obediență. Ce mă, ești prost? Ce s-a zis? Nu vezi ce se întâmplă dacă nu mă asculti? Ești prost. Poate și trag una. Depinde de generația la care facem referință. Da? Deci asta este pedeapsă. Ce spune pedeapsă? Pedeapsa spune că ai greșit și că meriți să fii pedepsit. Deci nu numai că ai greșit, ci că nu trebuia să greșești. Asta e educația pentru obediență. Te pedepsesc că nu m-ai ascultat și te recompensez. Ești copil cu minte, ești copil bun, că mă asculți. Da? Deci de la vârsta aia, recompensa și pedeapsa creează vină. Nu? Numai un om vinovat merită să fie pedepsit. Nici nu trebuie să spun cuvântul vină. Faptul că te pedepsesc, că intenționat îți provoc suferință, îți inoculează vina. Nici nu știi că e vină. Se pare, nu, am meritat. De ce? Fără motiv. Asta este modul în care noi ne creștem copiii. Asta e modul în care ne educăm prietenii, familia, partenerul, prin condiționare, recompensă și pedeapsă. Nu? Și terapia cognitiv-comportamentală are aspectul comportamental, care este recompensă și pedeapsă. Nu? Modificăm comportamentul. Dar care e efectul? Inocularea vine. Cum credeți că modificăm comportamentul? Făcând abstracție de ce simte și ce vrea un om. Inocul unde-i vina. Chiar dacă nu mai recompensez copilul, spune, ești copil bun pentru că mă asculti, fără să zic că ești rău, fără să zic că ești prost, fără să te pedepsezi, fără să te judec, este implicită. Dacă ești un copil bun pentru că mă asculti, nu? Dacă nu mă asculti, ce ești? Nu ești un copil bun. Deci inclusiv povestea asta cu doar recompense are exact același efect. Acum eu nu zic să renunțăm complet la condiționare, că am rămâne complet în plop, habar n-am avea ce să facem. Îi spun mai să vedem aspectul nociv care inoculează vina. Și dacă inoculează vina, inoculează și mecanismul de apărare la vina, care e proiecția vina. E vina ta. O iau? Nu e vina mea, e vina ta. Nu? Ce facem în cuplu? Cine e de vină pentru suferință? Tu. Și face nu. Ping-pong-ul vine. Asta e jocul vine. Și nu se termină. Nimeni nu vrea să ia vina. Nimeni nu vrea să fie vinovat. E foarte inconfortabil sentimentul. Sigur că vina nu există. Nu e nimeni vinovat. Copilul a explorat, pus mâna, soars, învățat. Procesul natural de învățare. De ce trebuie să pedepsezi dorința copilului de a explora? De ce să nu lasă să învețe? Sigur că dacă fuge în trafic, îl iau pe sus și pun pe dreptoala. Nu discut. Dar într-o situație în care viața lui nu este afectată, de ce să nu lasă să greșească? Cum ar putea să învețe? Eu cu pedeapsa îl învăț că nu e ok să înveți, trebuie să știi. Păi cum să știi dacă nu înveți? De unde să știi că nu-i bine să pui mâna dacă nu pui mâna? Asta e educația tradițională pentru obediență. Nu contează care e adevărul, trebuie să faci ce zic eu. Asta e scopul educației, pedepsă și recompensă.
Și obediența. Și după aia, sigur, copilul, dacă este condiționat și este genul mai sensibil, o să se supună. Și pierde contactul cu propria sensibilitate, cu propria curiozitate. Și problema e nu numai că se supune la părinte, care credem că e o idee bună, că părintele îl apără de rele. El se supune la orice autoritate. Simte vinovăția față de orice situație. O simte față de profesor, o simte față de șef. Și va deveni o rotiță eficientă, un hamster pe rotiță în sistem. Plin de vinovății și de încercarea de a le compensa cu mândrie, succes, care niciodată nu o să satisfacă. Așa suntem majoritate. Există o alternativă pentru educația asta, pentru obediență. Există educația pentru responsabilitate. În care tu, ca și adult responsabil, nu mai trebuie să fii adult responsabil. Și trebuie să faci tu treaba de maturizare ca să poți să crești un copil către maturizare. Ca o paranteză, nu poți să înveți un copil ceea ce tu nu știi. O să vorbești despre asta. O să reciți din cărți. Dar copilul va învăța să vorbească despre asta, nu să o facă, pentru că el te imită. Deci, educația pentru responsabilitate. Să vă dau pe același exemplu. Dacă copilul vrea să pună mâna pe oameni, pune mâna că te arzi. Dar, sigur că evaluezi dacă riscul e foarte mare, nu-l las. Dar dacă e un risc rezonabil, nu se arde, nu e tragic, dar nu e să-i pice degetele. E ok, se arde un pic. Eu cred că nu e o idee bună, o să te arzi, o încearcă. Da, copilul pune mâna, se arde. Ia copilul, bă, tot ce ok, e regulă, înapoi la joacă. Nu e necesar nicio pedeapsă. Ce s-a întâmplat este că eu l-am avertizat. Copilul a verificat informația. Și s-a adeverit. Nu? Dacă vin a doua oară și zic, bă, nu fă chestia aia, că iar o să te arzi. S-ar putea copilul să fie mult mai atent. De ce? Pentru că l-am pedepsit, din frică, ci din încredere. Pentru că ceea ce am spus s-a confirmat. Era real. Zic, bă, eu nu cred că mă ard dacă pun mâna. Opa. Bă, omul ăsta știe ce zice. Ce se întâmplă în momentul ăla care i-am sugerat care e ideea bună și l-am lăsat să facă ce vrea. Am câștigat încredere. Copilul are încredere în mine. Și după aia când mai zic o chestie, mă ascultă. De ce n-ascultă copiii părinții? Pentru că n-au încredere în ei. De ce n-au încredere în ei? Pentru că părinții nu merită încrederea copilului. Nu o merită. Copilul simte în mod natural. El nu este încă condiționat și dresat că te simtă vinovat dacă nu se supune. El este natural, cu bullshit. Ignoră. E irelevant ceea ce spui, numai taca, 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 taca. Nu așa, dacă câștigi încrederea copilului, mai trebuie să o meriți. Adică ceea ce spui tu trebuie să se adevărească, trebuie să vorbești pe bune. Sau dacă nu știi, să spui copilului, nu știi. Cum să spui copilului că nu știi? Ăla e adevăr. Cum ai putea să-i câștigi încrederea dacă îl minți și te prefaci că știi, când nu știi care e răspunsul la o situație? Deci dacă îi câștigi încrederea... Era o întrebare? Și ce facem atunci când consecințele sunt mult mai îndepărtate? Da, da. Acele consecințe trebuie aduse mai aproape. Și o să dau... Știu, cam știu la ce te referi. O să dau un exemplu pe care îl dau și clienților mei. Dacă copilul nu vrea să facă ordine, da? Că nu are chef. Nici un chef. Face părintele, ce să facă? Eu dumne. Deci cumva copilul nu înțelege care e scopul ordinii. Că n-are cum să înțeleagă, că nu-i pasă, nu vrea să joace. Sau nu vrea să ajute prin casă. Da? Cum pot să îl fac să ajute în casă un skill util și important în viață, în condițiile în care n-are chef și nu îl pedepsesc, dar nu îl constrâng? E treaba foarte simplă. Și pare că e condiționare, dar nu e. Păi uite așa, uite, știi? Tu când o să fii mare, dacă vrei iPhone și tabletă și PlayStation și ce jucării știu eu că-ți plac, știi că le costă bani. No. Și ca să faci bani, ca să-ți permiți chestii, trebuie să lucrezi. No. Nu trebuie să lucrezi. O să stai. O să ai un job care câștigi existența la limită. O să faci chestia asta. Dacă vrei iPhone, dacă vrei PlayStation, să lucrezi. Deci, dacă tu vrei jucăriile astea, trebuie să lucrezi pentru ele. Dar ești liber să nu lucrezi pentru ele și să nu le primești.
Adică, dați libertatea de alegere, dar eu nu vreau să-i las libertatea de alegere copilului. Și asta e problema. Eu îi spun copilului, tu trebuie să lucrezi pe mulți bani. Tu trebuie să-ți faci o educație. Tu trebuie să fii cineva. Și nu-l las să aleagă dacă vrea să fie cineva. Eu vreau să-l constrâng astfel încât să mă pot valida prin succesul și realizările lui. Nu este spre interesul copilului așa cum pretinde. Spre interesul copilului ar fi să fie lăsat să exploreze și decide pentru sine ceea ce vrea. Spuneam că succesul și realizările materiale nu îți aduc fericire. Ce sens ar avea să-l forțez pe copil să facă ceva care nu îi aduce fericire? Văd pe mine, nu? Dar nu mă interesează de fapt fericirea. Mă interesează să mă simt important și superior pentru un copil care are succes și este foarte bun. Dar din nou, nu despre asta e vorba. Copilul trebuie să fie lăsat să aleagă. Și spune, păi, de ce? Păi tu, eu, dacă fac curățenie în casă, nu asta nu e ca și cum câștigi bani. Deci nu e ce legătură are PlayStation-ul cu curățenia în casă. Păi tu, când o să crești mare, o să fii plătit. Acum ești mic și te plătesc eu. Deci eu sunt șeful tău. Da? De ce? Pentru că o să lucrezi într-o firmă și o să plătească șeful ăla. Deci tu acum te pregătesc pentru viață. Poate nu-ți combine, dar în viața aia vei trăi. No. Deci dacă vrei chestii scupe, trebuie să lucrezi ca să faci bani să le plătești. Dacă vrei PlayStation, strânge jucările și pune la loc. O să nu le strângi, că le strâng eu, dar ne-am PlayStation. Nu este nicio supărare. Nu este nimeni de vină. Nu ești un copil rău dacă nu strângi jucările. Doar că nu primești PlayStation și este alegerea ta. Dar asta implică să am o consecvență ca părinte. Implică să nu mai să vorbesc despre asta, după aia că nu mai am chef, zic, nu bine, ok. Funcționa dacă efectiv pentru fiecare tască ei pune o anumită sumă de bani, de exemplu, să-și face, nu știu ce, 5 lei, pui vase, 2 lei și să-și pună într-o bușculică când fizic. Eu n-aș merge foarte în detaliu cu aspectul ăsta, știi, n-aș transforma într-un aspect mercantil, în care îl învăț să exploateze lipsa mea de precizie. Să-și le exploateze, efectiv, adică chiar că... Care e scopul? Scopul e să fie un copil adaptat la viață. Scopul e să înțeleagă că anumite lucruri costă bani și că în viață trebuie să muncești, să primești bani. Asta e viața. Dar nu trebuie să faci bani. Poți să trăiești pe salari minim. Poți să lucrezi la McDonald's. Nu. Și îți plătești o chirie și mâncare și ai toate șansele să fii perfect fericit dacă îți faci treaba de maturizare. N-ai nevoie de bani și de succes ca să fii fericit. E totally fine, ai putea să fii cel mai fericit om care lucrează lui Donald, acolo, why not? You do you. Dar dacă nu-ți convine, lucrează mai departe, așa ești, așa ești în familie, așa ești viață. Tu doar îl pregătești, dar îl lași să aleagă, asta e libertate. Dar noi pentru că ne folosim copiii pentru ambițiile noastre de imagine, nu îi lăsăm să aleagă, vrem să fie obedienți ca să execute ceea ce le-am planificat. Deci nu e o problemă de matematică în care spun, uite, atât dacă știi, dacă asta faci și hai să facem un contract bulletproof. Pentru că, în esență, e vorba de încredere. Știi? Și eu îi spun copii, băi, aici nu este business. Îți spun că în viață trebuie să faci asta. De motivul pentru care eu insist și nu-ți iau PlayStation, nici aș putea să-l iau pe gratis, este că vreau să pregătesc pentru viață. Dacă te dă doar în cod de chestia asta, ok, dar e treaba mea ca părinte. Nu trebuie să-ți placă, nu trebuie să fii de acord. Deci, it's not about business. Bă, dacă eu vreau să-ți arăt și să te pregătesc astfel încât când treci de la liceu la facultate sau când o să te angajezi, să fii, să știi, da, no, așa se face, e fluid tranziția. Nu mă trezesc brusc cu un copil răsfățat, cu pretenții de buricul pământului, care trebuie să discute cu oameni și să coopereze și să colaboreze cu ei. Deci, asta e, vedeți cum cauzalitatea e foarte adâncă în istorie. Așa ne creștem copiii de mii de ani. Să nu uităm că în antichitate copiii nu erau ființe umane, proprietăți, da? Nici erau cumva așa, ca un fel de mână de lucru gratis. În loc să-ți angajezi oameni să lucreze pământul, faci copii. Și asta e o realitate în istorie. Și acum noi ne trezim, conștiința umană se trezește și începem să spunem, a, nu e ok să faci chestii, nu e ok să-ți bați copii. Mind-ul, asta e o idee foarte nouă. Părinții noștri erau așa, tu ruptă din rău, tu acolo, că nu vreau să mă repede. Deci chestiile astea sunt foarte noi. Băi, egalitate între oameni, declarația drepturilor omului, suntem egali în fața legii, viața. Sunt chestii super noi și așa, cumva, la nivel de principiu. Noi în continuare am vrea sentimentul ăla de superioritate prin care să ne justificăm controlul și pretențiile de a fi ascultați de ceilalți. Deci în continuare există impulsul ăla de exploatare noi, chiar dacă aspirăm spre egalitate și libertate. Așa. Deci, problema cu vina este că de acolo pornesc toate.
când ne învinuim și ne pedepsim, este sentimentul de vinovăție. Învinovățirea asta nu neapărat tot timpul conștientă. Deci, oamenii care sunt mai zăpăciți au o doză foarte mare de vinovăție inconștientă. Faptul că uită lucruri, că se împiedică, că strică lucruri, vine într-o vinovăție inconștientă care cere cumva așa o pedeapsă. Da? Că așa suntem învățați. Vinovatul trebuie pedepsit, cineva trebuie să sufere. Modul în care anulăm vina este prin suferință. Da? Și atunci, ca să nu mai simt vinovat, mă autopedepsesc. Prin noi și noi avem chestia asta, nu zic, băi, am mâncat nu știu câte feluri de tot, trebuie să mă duc să fac sport. Da? Să mă, că mă simt vinovat. Dacă mă pedepsesc, dacă sufăr, dacă transpir, atunci e ok. Da, e ok. Dacă nu, mă simt vinovat, trebuie să pățesc. Uneori ne pedepsim conștient, nu? Prima mă muncesc, trebuie să muncesc, am pierdut vremea, să dau în mine și așa mai departe. Alteori e mai subtil, efectiv pot să mă accident de mașină, pot să mă împiedic. Da? Multe din genul ăsta de greșeli este de fapt autoflagelare, autopedepsire pentru reducerea vinovăției inconștiente. O altă strategie este de a o plasa în exterior. Dacă dau vină. Nu-i vina mea, e vina ta. S-a pus ispășitor. Da? Asta din antichitate. Ce se întâmpla? Venea grindina, strică recolta, nu? Familia nu are mâncare, nu simt vinovat. Nu? Și ce trebuie să facem? Trebuie să ne pedepsește Dumnezeu, nu? Cu vremea asta. Și trebuie să sacrificăm un animal. Trebuie să fie suferință pentru această vină. Așa răscumpărăm vina, nu? Ne batem din zon pentru că merităm. Și trebuie să supere cineva ca să se spale vina. Nu? Un animal, nu virgine. Sau știu, și cu cât e mai inocent ceea ce supără, cu atâta se spală mai multe păcate. Asta e mecanismul vine. Inconștient, de gen de, din antichitate vine chestia asta. Nu? Da? E vina cuiva și cineva trebuie să sufere. De ce credeți că principala distracție a epocii medievale era asistarea la tortură și spânzurări, da, viața publică, Coloseum, nu? Da, roman. Ce era cool, aha, de toți, aha, să mai vedem pe cine mai chine, pe cine mai torturează astăzi. Da, deci era o plăcere morbidă care vine din scăparea de vinovăția asta. Am și o ipoteză biblică pentru cei curioși. De ce? Poate știți povestea biblică cu Iisus și Barabas, cigașul și Pilat. No, mulțimea, care vreți să fie răstignit? Păi Iisus. De ce Iisus? Nu prea era criminal. Păi da, dacă e inocent, ce valorează mai mult sacrificiul ăla. Mi se spală mai multe păcate. Ciudat, e bolnav, dar așa gândim. Nu trebuie să supere cineva, nu? Ai greșit, trebuie să pedepsim. Cum să nu fii pedepsit? Nu ok să fii pedepsit, cineva trebuie să fii pedepsit. Asta e proiecția vinovăției în exterior, sub forma furiei. Da? Treptat. Să dăm în gând. Soluția. Iertarea. Iertarea anulează vina. Dar anulează într-un fel în care nu e nevoie de nimic să se întâmple. Ești vinovat? Nu ești vinovat. Asta e iertare. Asta e și lecția lui Iisus. Nu există vină. E o iluzie. Nu există așa ceva. Nu trebuie nimeni să sufere, nu trebuie nimeni să fie pedepsit, nu trebuie să dăm vina pe cineva și să o ia, ca ea să dispară. Putem doar să iertăm. Da. Răzbunarea este pedeapsă. Răzbun pe care ai greșit, trebuie să fie răzbunare, da? Vendete pe generații. Răzbunări infinite. Anulare nu datorează nimic. Nu suntem chit, suntem pe zero. Asta înseamnă să ierți, să te întâlnești cu un om ca și cum l-ai întâlnit acum. De-aia la începutul relației e mult mai plăcut. Pentru că nu s-au adunat resentimente, nu s-au adunat vină și furie. Dar nu ne cunoaștem, suntem zero. Oh, ce fain, ce bine ne simțim, ce plăcută interacțiune. Aia când apar așteptările, poveștile tradiționale, da, care sunt frustrate de realitatea experiențe relaționale, cineva trebuie să fie de vină. Ci tu, oh, sau eu, oh, nu. Ba nu tu. Da. Dar iertarea anulează vina. Ca la început. Vreți să fie ca la început? Iertați.
întrebare, când zici iertare, te pui într-o pe o situație de a fi mândru, de mândrie, adică cumva de o poziție superioară, că ok, tu ești un nimeni și te-am iertat. Asta ar fi o falsă iertare. Te-am iertat, așa că să nu uiți că mi-ești dator. Băi, este anularea datoriei. Plus că atunci când te iert, eu nu te iert pentru tine, deci nu-ți fac un favor, îmi fac mie un favor. Mă eliberez de resentimente, să mai liniștit, să mai cap. No, și aici mai este un aspect așa, un pic spiritual, subiectiv. Nu poți să ierți într-o singură direcție. Dacă te iert pe tine, așa nu-ți devine. Că asta e discuția în contradictoriu cu cine e de vină. Dacă tu ești de vină, eu nu sunt, eu sunt iertat, eu sunt inocent, am scăpat. Și tu de vină. Deci nu poți să te iert numai pe tine sau numai pe mine. Trebuie să ne iertăm pe amândoi. Trebuie să mă iert și pe mine și pe tine în același timp. Asta e singurul mod în care iertarea funcționează. De asta spun că nu-i nimeni de vină. Nu că te-am iertat, da, e ok, no, nu știai, e ok, înseamnă că eu de vină. Nu, și pe mine mă iert. Dar nu poți să mă iert numai pe mine. Da vina în exterior. Dacă iert în exterior, da vina pe interior. Nu este nimeni de vină. Atâta s-a putut. Am avut o iluzie, o creat suferință, renunț la iluzie, nu mai este suferință. Dacă dau vina, îmi perpetuez iluzia și suferință. Cu o altă persoană. Ok, fă aia o problemă. Nu e nicio problemă, you do you. Explorează și strategia asta. Dar dacă te-ai săturat, iartă. Oprește răzbunarea, oprește pedeapsa. Spune. Nu. Tu ești responsabil de liniștea ta și de locul care ți se potrivește. Ți se potrivește? N-ai ce căuta acolo. Tocmai pentru că îl ierți pe el și te ierți pe tine, îți permite să-ți asumi responsabilitatea pentru liniștea și locul tău și să te ocupi. Chiar dacă el nu se ocupă de liniștea și de locul lui, că asta nu-și face treaba. Și pentru că nu-și face treaba, suferă. Și pentru că suferă și anestezează suferința cu alcool sau cu alte dependențe. Deci din propria lui vinovăție, el bea. Și tu nu poți să faci nimic în legătură cu asta. Care e tocmai adevărat. Poți să faci ceva, dar nu ceea ce crezi. Nu să te sacrifici, pentru că asta nu o să adune resentimente și vinovăție pe care le proiectezi pe el, pe care le proiectezi înapoi pe tine când te înfurii și explodezi. În momentul în care ierți, îți mai marta poate. Dă-ți mai că ți-ar putea să nu se schimbe. Atunci îți asumi responsabilitatea pentru binele tău și spui, am plecat. Sau, mă rog, ce soluție ai găsit? O soluție prin care ai grijă de tine first. Tăi ai grijă de tine. Ai grijă de cine? Cum poți să îngrijești pe cineva când tu nu poți să-ți porți singur de grijă? Deci iertarea nu înseamnă că trebuie să faci ceva. Iertarea nu este o acțiune. Iertarea este... I-am scris. Așa. Oprirea pedepsei. Asta este iertare. Nu te mai pedepsezi. Nu că fac ceva în plus. Fac ceva în minus. Este less. Da. Anulezi, nu datorezi nimic. Asta se poate. Nu mai sper că o să te schimbi. Ce dovadă am că urmează să te schimbi? Că spui că vrei să te schimbi. Păi mi-ai spus. Te-am crezut. Se pare că nu a fost adevărat. Eu am greșit că te-am crezut. Nu tu ai greșit că m-ai mințit. Tu ești liber să mă minți. Nu te pot forța să spui adevărul. Dar eu pot să-mi asum responsabilitatea și să fac distinția între oamenii care sunt sinceri și cei care mint. Și asta e înțelepciunea. Doar ce mă mint? Pentru că e liber să te mint. Există hoți care vor să te fure. Nu poți să dai vina pe hot pentru că nu-ți asumi responsabilitatea pentru neatenția care duce să fii furat. Sigur că trebuie să protejezi portofelul. Înseamnă că e vina ta dacă ești furat, nu-i vina nimănui. Inclusiv hotul ăla are procesul lui de maturizare prin care își verifică ipoteza că poți să duci o viață împlinită prin furt. Asta e motivul pentru care el este aici și asta este lecția pe care el o are de învățat. El crede că prin șmecherie, furtișag, manipulare, păcăleală, o să fie bine. Și el va verifica această ipoteză. De-aia ești aici. Nu e nimic, nimeni de vină. Lecția ta e să înveți cum să te protejezi de hoți. Da tot. Și dacă părintele a văzut o vârstă la care nu are capacitatea de a
lua decizii. Nu știu, înainte de un an. Pot să spun că era vina mea înainte de un an că s-a întâmplat chestia. Că nu-mi vina, că e greșeala mea că n-am făcut ceva înainte de un an să vreți înainte de fie puțin. Nu puteai să-l oprești. Greșeala ta e să te învinovățești că puteai face ceva. Îl iert pentru inconștiența cu care și-a apăsat frustrarea și suferința pe un copil inocent. A tot putut, tot fost să stare. Probabil că și el a fost victimă la rândul lui. Asta înseamnă că trebuie să stai acolo, din potrivă. Tocmai pentru că îl iert și îl accepti așa cum e și nu mai sper că o să schimbe, e o decizie cunoscând ceea ce este el. Pentru că știu că ăsta este el, asta mă face să găsesc soluția de a pune distanță. Nu o să schimbe. Faptul că se simte vinovat și își cere scuze și se poartă frumos o vreme, nu schimbă ceea ce e. Noi credem că dacă îl învinovățim, asta o să-l facă să se schimbe. Nu se schimbă. Doar o să sufere și prin suferință el crede că o corecta, adică vinovăția și suferința mă face să zic că suntem ok și să îmi permite să greșesc din nou. Știi? Am venit beat acasă, s-a făcut scandal, poate te-am și lovit. A doua zi mă simt vinovat. Zic, bă, îmi pare rău ce s-am făcut, mă sunt atât de ce să fac ca să mă revanșez? Și, mai partea în care ai tu putere, partea faină din abuzul domestic. Nu, în care, da, păi ai putea să faci niște lucruri, ia să te văd. Și după aia le face și după aia să-mi soștez din ele. Și aia ce înseamnă? Că pot să fac din nou. Pentru că n-am corectat greșeala. Doar am pedepsit bine. Și pedepsirea bine nu este corecția greșelii, ci perpetuează greșeala. E ca și cum copilul vine, au făcut dezordine. Vine copilul, dar și sparge o vază. A făcut nivelul peste tot. Zic, ești copil rău, țin de pată. Trag-o peste pată și nu au dute la rând. Adică când greșești, trebuie să suferi. Pe ce lecție asta? Adică să vin, ok, ai spa? Da, ok, strânge. Și eventual, din banii buzunar, nu, plătești. E bine. Dar ideea e că ai stricat, repar. Nu trebuie să fii pedepsit, ești un copil rău. Stricat, repar, apoi la joc. Suferința, bătaia. Nu îl învață decât, ce rău îți dă în mine. Ok, mă duc să fac din nou. Înțelegeți ce îl învață de fapt? Nu te schimba, nu corecta nimica. Nu mă supere, că dacă superi, oricum, poți să faci din nou, poți să fii din nou nesimțit, poți să fii agresiv, poți să fii violent, atâta vreme cât suferi. Asta este lecția pe care, cu care învățăm. Că suferința îți dă voie să-i chinui pe ceilalți. Și să fii incorect și mincinos. Mai era o întrebare? Așa, spune. Ce se întâmplă într-o traumă iasă în bădărie, te blocheze? Da, hai să-ți spun un pic de traumă, că aspectul ăsta traumatic e de multe ori folosit ca justificare. Ca să întreba, și cumva timp să repeți experiența de despre traumatizantă, probabil nu toate relații sau la spală. Ei, trauma... Să nu repeți așa de asta. Nu, că aici e o altă situație. Hai să vorbim un pic de traumă și să vorbim de repetarea asta. Deci, aspectul traumatizant nu este experiența. Sunt copii și adulți care trec prin experiențe extrem de nasoale și nu sunt traumatizați. Trauma nu este durerea fizică. De ce? Trauma nu este ceea ce ți s-a întâmplat. Trauma este rușinea și vinovăția pentru ceea ce ți s-a întâmplat. Te simți vinovat, nejustificat. Dacă aș fi făcut ceva, dacă aș fi strigat, poate n-am fost destul de bun. A fost copil rău și am fost pedepsit și tot și am meritat-o. Există o vinovăție acolo undeva că am meritat. Aia este aspectul traumatizant. Și de aia soluția pentru trauma este iertarea ta. Dar noi, pentru că ne simțim vinovați, folosim mecanismul compensatoriu să dăm vina de abuzator. E vina lui. Dar pentru că dau vina, îmi confirm că este o vină de dat. Așa se perpetuează, asta rămâne aspectul traumatizant. Eu compensez vina, eu nu vindec vina. O dau la altul, dar pentru că o dau, îmi confirm că e la mine și că cineva e de vină. De aia numai iertarea vindecă trauma. Că trauma nu este ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, it's over, s-a întâmplat și nu poate fi șters. Dar vina și rușinea pentru ceea ce s-a întâmplat, nejustificate, este aspectul traumatizant, care te face tot timpul să cauți, să dai vina. Ei, nu e vina nimeni, nu e vina ta. Nu ai făcut nimic greșit. Ai fost la locul nepotrivit. Da, deci pentru că ne simțim vinovați, repetăm situațiile din motivul inconștient de a ne pedepsi. Pentru că ne considerăm vinovați. Și după aia sigur că dăm vina.
pornim iară ciclu cruzii, da? Perpetuarea cruzii, răzbunare. Ce înseamnă iertare? Știți, și Iisus vorbea când se întorci obraz. Dar nu înseamnă să fii sac de box. Înseamnă când e rândul tău să te răspuni, să nu o faci. Să se oprească ciclul cruzimii cu tine. Dar noi tot vrem să avem ultimul cuvânt. Eu să dau ultimul și pe aia ne oprim. Mă ne oprim. Ies pe ușă și eu zic ultima, nu ți-o tântesc așa. Cum ar fi când rândul meu să ți-o zic și aș putea să ți-o zic, acum chiar pe bune, că te-am am notat. Și când e rândul meu să ți-o tântesc, zic, oprim aici. Eu opresc ciclul cruzimii. Se oprește la mine. S-a fost o întrebare. Bun. Cum să nu mai greșesc? Învățarea presupune greșeală când așteptările noastre imature, prejudecățile, preconcepțiile, sunt contestate de experiența directă a realității. A opri greșeală înseamnă oprirea procesului de învățare, cunoaștere, maturizare. Dacă cea mai mare greșeală, să opri greșeală. Nu poți opri procesul de învățare, poți doar să îl amâni, adică să repeți aceeași greșeală. Înveți eficient când faci greșeli noi și repeți cât mai puțin. Deci ideea este nu să nu greșești, ci să greșești nou. Să faci o greșeală nouă, până când înveți eficient. Trebuie să nu greșesc ca să meriți să primesc aprecierea iubire. Mai nu spunem că aprecierea nu este iubire, dar mintea noastră este. Soluția. Trebuie să greșesc ca să mă maturizez și să pot oferi iubire. În relațiile mature, iubirea o simți venind din tine. Eu mă iubesc pe mine, da, și se oglindește în tine. Eu mă iubesc pe mine, învăț cum să mă iubesc pe mine prin maturizare, prin asumarea responsabilității și după aia o extind și asupra ta. În relațiile mature simți iubire pentru că vine din tine. Nu de la partea. Din tine o simți. De acolo vine iubire. Toți vrem să primim iubire. Faci iubire dând iubire. A, uite iubire, uite, am făcut-o eu. Noi vrem să simțim recunoștința celorlalți și a credem că asta e iubirea. Fără să înțelegem pentru ce anume ar putea fi ei recunoscători. Ei sunt recunoscători, sau ar putea fi, pentru că le iertăm greșelile și îi eliberăm de vinovăție. Însă nu putem face asta fără să ne maturizăm, adică să iertăm pentru a putea învăța din experiență. Să iert viața, că nu e așa, cum ar trebui. Sigur că după ce ai iertat oamenii viața, îți dai seama că nu era nimic de iertat. Că numai așa puteau să meargă lucrurile. Asta e semnul că ai iertat. Ai iertat când te uiți înapoi și îți dai seama că nu era nimic de iertat. Aia este iertarea făptuită. Nu poți iubi până nu înveți să te iubești. A învățat să te iubești, cu adevărat, este maturizat. Noi credem că iubirea înseamnă să te comporți într-un anumit fel, sau să zici anumite cuvinte, adică să joci un rol. În ce trebuie să fac? Foarte mulți oameni vin la psiholog cu întrebarea ce să fac. Dacă totul e despre cum să joci un rol convingător, să conform cu așteptările celorlalți. Când, de fapt, este iubire de sine. Maturizare prin iertarea și corectarea convingerilor false. Iert convingerea, iert ce credeam, pentru că nu e așa. Extinse și asupra celuilalt. Maturizarea înseamnă să înveți să iubești cu adevărat. Iubirea imatură se joacă de iubirea folosind clișee și gesturi demonstrative. Trebuie să-mi demonstrez că iubești. Și cu de ce simți, ideea este să te comporți într-un anumit fel ca să-mi bifez eu convingerea mea preferată. Iubirea matură extinde iertarea, anularea vinei și înțelepciunea, corectarea convingerilor false cu adevărul simplu, de la sine. Aceea. Dar o faci cu tine, că nu știi despre ce vorbești. No, bun, asta e cumva imaginea de ansamblu. Ar mai fi un lucru sau două pe care vreau să vi le mai spun. Spun. Preocuparea noastră cu valoare, da? Valoarea mea și valoarea mea. Sau versiunea cultă, psihologică, stimă de sine. Cum să-mi cresc stima de sine? Cu ce scop aș vrea să-mi cresc stima de sine? Ce este această stimă, această poveste? Unde este în corp? Convingere, este o idee. Care o cred, nu o cred, da? Vreau să-mi cresc stima de sine când cred că este scăzută.
Mă simt vinovat și vreau să fiu merituos. Mă simt rușinat și vreau să fiu mândru. Mă simt defect și vreau să devin perfect. Presupun că e o problemă și caut o soluție. Nu este problemă. Problema este o iluzie. Dacă compensezi presupusa problemă, o confirmi ca reală. Dar ce să-ți crești stima de sine? Trebuie să renunți la toată povestea asta. Valoarea ta ca ființă umană este fixă, stabilită la naștere. Uite o nouă convingere. E o idee. E doar o idee. Dar cum ați funcționa și cum v-ați comporta dacă ați fi convins că e adevărată? Valoarea mea este fixă. M-am născut, it's there. Da? Cei care știți, care ați făcut matematică, e numărul magic. Da? E o constantă. Nedefinită. E acolo. Constantă. Nu poate fi schimbată, indiferent ce se întâmplă în viață. Nu crește, nu scade, e aceeași. Este perfect egală cu a oricărei alte ființe umane. E aceeași, e o constantă, nici nu contează, e 42. Asta, nu spune, asta e valoare, 42. Și la toți la fel, da? Deci nu contează cât e. Inegalitatea între oameni este nedreptate și noi încercăm să o justificăm. Încercăm să ne justificăm pretențiile ca ceilalți să supună voinței noastre. Prin inegalitate, da? Eu valorez mai mult și deci tu trebuie să te pui la ce vreau eu. Tu trebuie să îndeplinești iluziile și treaba ta și trebuie să te simți vinovat dacă nu le faci, pentru că eu sunt cineva și tu nu. Eu am dreptate, tu nu. Cel care are dreptate face legea, cel care nu are dreptate se supune. Nedreptatea este acțiunea bazată pe iluzie, cum că valoarea oamenilor este variabilă sau că este diferită de la un om la altul. Cum că o viață de om valorează mai mult decât altă viață de om. Sunt teorii în istorie care au funcționat pe principiul ăsta, nu? Inclusiv naziști. Deși suntem egali ca valoare, nu suntem identici. Avem competențe și caracteristici variate. Asta e frumusețea vieții. Putem explora oamenii diferiți, prieteni diferiți, atracții diferite. Și ultimul lucru despre care vreau să povestesc este cooperare versus competiție. Experiența conexiunii, a comuniunii, a iubirii poate exista doar în condiții de egalitate. Ne putem conecta doar de la egal la egal. Când crezi că rezultatul competiției îți schimbă valoarea, noi intrăm în competiție ca să devenim cineva, să devenim nimeni. Problema e cu a te crede că ești superior, ești singur. It's lonely at the top. Ești numai tu. Da? Pe curba Gauss, ești acolo și... E numai tu, da, 1%, cât ce procent, nu mai știu. Asta este problema cu competiția când crezi că rezultatul competiției îți schimbă valoarea. Sigur că intrăm în competiție, doar joci un fotbal și jucăm pentru scor, că e mai interesant decât să nu ținem scorul. Dar nu cred că rezultatul meciului spune ceva despre mine și mă definește, schimbă valoarea. Nu cred că dacă am făcut o afacere de $1,000,000, sunt o persoană mai valoroasă decât unul care nu a făcut afacerea de $1,000,000. E aceeași valoare. Pe noi ca ființă. Dar e $1,000,000 și nu e rău să-l ai. Deci nu zic că e rău să faci bani. Eu zic numai că nu schimbă valoare. La fel cum dacă nu faci bani, dacă lucrezi la McDonald's, totul e fain, e do you. Nu știu, e exact la fel de valoros ca și Jeff Bezos. Dar e fain să ai bani până la un punct, după care poate și aia să fie o dependență. Deci ești singur și sus, pe vârf, și am destui clienți de succes și milionari, care sunt praf. Emoțional și social. Deci te-ai gândit că, acum, cum se aia, tot ce au ei, nu se poate. Vă garantez, majoritatea sunt profund deprimat. Tot ce fac este să-și compenseze umilința și vinovăția și au devenit foarte eficiență în a o compensa. De unde și incapacitatea de a renunța la acel mecanism de compensare. Cine sunt eu dacă nu mai e superior? Păi este exact copilul ăla umilit și bun de nimic, care era disprețuit și bătut de ceilalți. Nu. Atunci sunt cumva blocați în mecanism de compensare, ca și cei care sunt foarte atașați de statutul de victimă. Și în momentul în care încerc să le rezolv problemele, țarcaș. Cine ești? Ca și cum, țin minte o clientă care a reacționat, ca și as. Deci tu e ca și cum mă omori când îmi spui că nu sunt victimă, că aș putea să iert. Nu, așa nu. Simt că s-a atacat în ființa mea când rezolvi problema. Ok. Competiția pentru superioritate sau dreptate, adică conflictul, că asta e un conflict, cine are dreptate, cine se supună, nu este cooperare, prietenie sau iubire. Nu înseamnă că nu poți să faci, poți să faci. Mă trebuie să știi ce îi și unde duce. Încearcă și pe asta o vreme. Însă cu toții putem coopera,
pentru a afla împreună adevărul, pentru a învăța din experiența de a fi viu și pentru a ne putea bucura de prosperitatea care ne înconjoară. Și asta e, de fapt, motivul pentru care suntem aici, să învățăm. Și să ne curățăm iluziile din minte, astfel încât mintea devine simplă. Puțin, puțin în minte. Puține convingeri, puține idei crezute. Mai viu, ești mai conectat la realitate. Și nu știu, vedem. Hai să vedem ce să fie. Suntem împreună? Ce suntem? Hai să ne definim. Hai să vedem ce se poate întâmpla între noi. Să vedem ce ne place. Hai să nu stabilim o poveste și pe aia să jucăm ca niște actori. Hai să lăsăm poveștile la o parte și să explorăm ce se poate întâmpla, fără să știm dinainte. Ar putea fi atât de simplu. Dar nu ar exista control. Niciun fel de control. Oricum și controlul e doar o iluzie. Controlul este doar o formă de agresivitate. Atunci când crezi că în loc să participi, poți să domini și să supui. Cam asta. Cam despre asta am vrut să vorbesc. Dacă mai sunt întrebări sau obiecții, putem să le discutăm. Pentru că e momentul. Cam asta. Chiar la începutul prezentării ai spus că sentimentul de mândrie este unul negativ. Este compensarea binei. Cam nu, este compensarea rușinii. Mă simt rușinat și încerc să compensez asta, că simt ceva pentru care să fiu mândru. Pentru că consider că este un motiv pentru care mă simt rușinat. Că nu sunt la standarde, n-am îndeplinit așteptarea. Atunci mă simt rușinat. Și pare că soluția e să devin mândru, adică să realizez ceva care să fie demn de aprecierea și valorizarea celorlalți. Este o compensare, numai această compensare confirmă că e ceva de compensat. Nu trebuie să fiu mândru, trebuie să fiu egal. Sunt ok, de fapt. Știi, asta e ca și cu the gay shame, știi? Te simți rușinat că ești gay și pare că soluția e gay pride, te mândrești cu asta. Dar nu e nimic de care te rușinezi, nu e nimic de care te mândrești. E ok, ca și absolut orice. Dar pentru că vine din rușine, pare că soluția e mândria. Și e un fel de compensare, dar esența este ca în cele din urmă rușinea și mândria să se anuleze reciproc. You do you, whatever, fă ce-ți place. Simte-te bine, de-aia ești aici. Să explorezi, să cunoști, să vezi ce se potrivește. Și atunci dacă eu sunt mândră că ieri am făcut o treabă bună la lucru, asta înseamnă că eu am un minus cu mine la lucru și... Da, și că îl compensez. Pentru că în momentul în care zici, ce tare a fost, ce treabă am făcut, ce tare e, și după aia, știi, după aia, a doua zi, dai kicks. Știi? Asta e problema cu mândria, că e foarte seducătoare pentru ego, pentru a ne identifica cu ea. Știi că ți iese ceva din prima și ți iese grozav. E foarte greu să zici, a fost un accident. E foarte tentant să zici, am eu... Uitați-vă la mine, păi te ghidi și îi dai cu una sub bat. Pentru că te-ai urcat pe un pedestal și după aia ai căzut, pentru că ghiște, ești egal. Era ok și cu și fără. Sigur că e fain când se întâmplă lucruri mișto. Sigur că dacă ți-ai zis din prima, zici, m-am mâncat bicicletă, într-un minut mergeam. Ce tare! E tare, dar nu spune nimic despre mine. E doar o experiență faină și bucură-te de ea. Dar nu te atașa, nu te defini prin ea. E doar o experiență de faină și merită să te bucuri de ea cât de bine poți. Mai era o întrebare. Emoțiile de bucurie și dezamăgire. Păi toate pot fi productive până nu mai sunt, știi? Și te provoacă suferință, nu mai sunt. Acum, în esență, dezamăgirea, deci dacă e ca o dezamăgire și renunți repede la ce credeai, e foarte eficient, se reduce și trece. Furia implică că cealaltă îți datorează ceva, știi? Deci cumva asta mi-e sugerează că ai făcut niște compromisuri. Ai muncit ca să iasă ceva, nu ai ieșit și ți-ai sfurat. M-am păcălit, că stai, că am toate ce am muncit la relație și am investit și unde mi-s dividend? Și nu este profitabil. Dar ideea e că eu am făcut lucruri din motivul greșit, nu le-am făcut de plăcere, nu le-am făcut pentru experiență. Le-am făcut ca să obțin un rezultat și nu l-am primit, deci pe business. Dar noi suntem educați că relația e ca un fel de business în care trebuie să investești ca să scoți dividende. În realitate nu este relație. Este un concept. Sunt doi oameni care interacționează în măsura în care găsesc puncte în comun. Dar pentru că noi vedem așa ca instituția căsătoriei, o chestie care trebuie să iasă ceva, nu este pentru binele propriu, adică nu fac o chestie pentru că îmi place, ci este un motiv ulterior. Ce mie, ce mi-e? Dacă am făcut o treabă foarte bună, nu? Cum ziceai,
Păi, hai să băi, trebuie să primești ceva în schimb, nu pot numai să mă bucur. Bucuria e irelevantă, contează ce-mi este, ce pot să adaug la ego, la imagine, la resurse, la posesie, la control. Și deci de-aia cumva, furia e deja vinovăția acolo. Furia e doar vinovăție proiectată în exterior. Da, bine ai venit. Sigur că nu ești atât de cald. Sunt foarte mulți oameni inconștienți, care au tot fel de convingeri despre faptul că ei trebuie să-și compenseze inferioritatea cu superioritatea și o pot face cu tine. Că poate are mai mulți bani și te poate umili prin chestia asta. Sau știi și ce alte situații inegale sunt în favoarea lui. Da, deci sigur că omul se comportă nedrept, dar treaba ta este să-l accepți așa ca nedrept, să-l ierți pentru nedreptatea lui și să-ți vezi de treabă. Dar tu când vrei să-l pedepsești, vrei să-l schimbi și dacă vrei să-l schimbi, o să continui să stai acolo, deși omul nu se schimbe, stai lui. Numai asta poate să-ți ofere ceea ce este. De-aia, în momentul în care ierți, e o decizie bază pe realitate. Băi, mai vreau să stau, că poți să zici, bă, omul ăsta atâta mă tăminte, nu pot să mă bazez pe el. Are ce să mă minte forever. Ok. Mai vreau să stau în relația asta în condițiile în care știi pe mă pomagă pe chestiune. Poate că o vreme vrea, poate că totuși sunt experiențe care mă, dar nu mai aștept să-mi zic adevărul, nu mă mai pot baza pe ea. Am aflat cine lui, l-am acceptat și în condițiile alea văd dacă îmi doresc sau nu. Știi? Dar eu dacă sper să fie altceva, să fie în viitor mai mult decât ceea ce lui, mi-am garantat dezamăgirea, pentru că tot ce există în momentul prezent. Și numai pe baza momentului prezent putem lua decizii. Dar noi vrem promisiuni ca să avem control. Știi? Și asta e problema. E o iluzie, e o minciună. Promitem sentimente. De cum poți să promiți sentimente când tu nu-ți controlezi sentimente? Este o minciună sfontată de primul moment. Promit că o să te iubesc. Dar tu decizi când iubești? Păi să iubești sau nu? Nu se spune adevărat. Acum ai putea să promiți ceva ce nu ține de tine. Deci din start e o minciună. Dar este un clișeu tradițional care ne place. Sună bine. Ce frumos. Trebuie să zici te iubesc. Nu contează ce simți. Am zis te iubesc, nu zici te iubesc. Nu zici cuvintele. O zis cuvintele, pot să-mi decorez imaginea. Oh, să cipit. Oh. Bine, când ești îndrăgostit, trebuie să zici ceva. Stai că nu zici nimic. Nu trebuie să zici. Poți să zici. Știi? Dar trebuie să zici, când pui întrebe, acolo apare o condiție. Trebuie să zici ca ceva să se întâmplă. Deci faptul că zic este un mijloc prin care mi-aduc alte beneficii și nu conștientizez ce fac eu de fapt. Sigur că, din nou, capcana este extrem de complexă. Dar soluția este foarte simplă. Suferi, ai crezut ceva neadevărat. Că ție. E treaba ta să găsești liniștea, căutând adevărul și renunțând la iluzii. Asta e tot. Dar de ce există iluzii sofisticate de când lumea și pământul? Asta este o discuție pentru un tratat, uite atâta. Dar soluția este simplu. Și este aceeași. Asumarea responsabilității pentru suferință. Spune. Acum ai putut deja putut o consimțire, pentru că te spui e atracție fizică și ai avut o listă de caracteristici. Deci lista de caracteristici nu are nicio legătură cu atracția fizică. Lista de caracteristici e o chestie de validare, că corespunde cu standardul la modă care este considerat atrăgător. Dacă pe mine mă atrage, s-ar putea să nu se potrivească cu standardul. O să mă atragă cineva care nici măcar nu știu de ce mă atrage. Mă atrage și dacă nu este drog ceea ce s-ar numi frumos sau frumoasă, dar sunt chiar confuz un pic, că îți pe imaginea mea despre mine și ce fel de persoane îmi plac mie. Pe vremea când țineam seminarii la psihologia sexualității, ofeream niște ocazia să punem niște întrebări anonime, să fie păpăriță și să ne ca să le discutăm în public, fără să fim rușinați de întrebările pe care le-au pus. Și sistematic apărea aceeași întrebare. E ceva neregulă cu mine pentru că îmi plac fetele mai văsuțe? Că nu așa ar trebui, dar mie le-am plac. Nu, dar you do you! Dar n-ar trebui că nu ar trebui să... Bă, dacă îți place, care-i problema? Și asta apărea din nou și din nou și din nou. Cum stăm timpul? Ok, ultima întrebare, spune. Nu prea poți. Asta e problema. Deci, cumva, faptul că nu poți să pleci este aspectul traumatizant.
și aspect de abuz. Deci abuzul, nu putem vorbi de traumă dacă poți să pleci. E doar experiență în în care am intrat, eu, da, o să plec, e ok, corect. Este abuz când nu pot să plec. Faptul că nu pot să plec este abuz. Faptul că e experiență nasală. Că orice day poți fi experiență nasală. Dar te poți ridica să pleci, pe nu. Faptul că nu poți să pleci, că ești constrâns, este abuz. Ok, ne oprim aici. Vă mulțumesc. Deci, aveți de 5 de 8 și vă vom să vă...